Bine v-am regăsit la știrile din sport. După mini-vacanța de două săptămâni, Dorinel Munteanu și-a mobilizat jucătorii pentru derbiul cu CFR Cluj. Budescu și ceilalți astrali au efectuat antrenamentul sub privirile suporterilor care abia așteaptă meciul de sâmbătă. Întorși din cantonamentul de la Brașov și cu sete de fotbal, elevii lui Dorinel Munteanu au efectuat încă un antrenament pe stadionul Marina Nastasovici înaintea meciului cu CFR Cluj programat sâmbătă de la ora 18. Ne-a prins destul de bine, părerea mea, această perioadă. Au fost antrenamente foarte bune, am avut și un joc de pregătire și am mai pus din lucru la punct și avem numai de câștigat din această perioadă. Deși CFR Cluj ocupă ultimul loc în Liga 1, echipa rămâne o nucă tare pentru că ardelenii au fost depunctați cu 24 de puncte astă iarnă, deoarece clubul nu a plătit datoriile către anumiți jucători. Situația în clasament este una mincinoasă, știm foarte bine că CFR-ul a fost depunctat cu 24 de puncte, punctele a câștigat echipa pe teren, așa că sunt convins că sâmbătă vor veni să joace, vor veni să câștige puncte. La antrenament, astralii au fost întâmpinați de suporterii care nu i-au mai văzut pe stadionul din Giurgiu de aproape 3 săptămâni. Unăm în număr cât mai mare să susținem echipa, atât la antrenamente cât și la meci. Băieții n-au mai jucat de ceva vreme aici pe stadion. V-a fost dor de ei? Vă dați seama că ne-a fost dor din moment ce abia așteptăm să intre pe teren. Înainte de reluarea campionatului, Astra Giurgiu a disputat un meci amical cu FC Brașov pe care l-a câștigat cu scorul de 2-0. Iar Dorinel Munteanu vrea victoria și în meciul cu Clujul, mai ales că CFR a fost eliminată din Cupa României de rivala U Cluj și sunt în scădere de formă. Vom avea un joc foarte dificil. Este obligatoriu să rămână ca punctele să câștigăm punctele pe teren propriu. Nu va fi ușor. Sper că această perioadă care am petrecut împreună cu echipa, mă refer la perioada de întrerupere, a fost una benefică. Firmele care au de recuperat bani de la Astra cer insolvența, dar șefii clubului dau semnale că nu va fi cazul pentru așa ceva. Giurgiuvenii vor putea să asiste la finala Cupei Ligii pe stadionul Marina Nastasovici, dacă Liga aprobă. Chiar dacă au spus adio cupelor, astralii nu își pierd speranțele pentru campionat și vor cel puțin pe locul 2 la final. Clubul Astra Giurgiu mai are de plătit datorii către impresarii și firmele de impresariat care au intermediat diverse transferuri. Aceștia cer intrarea în insolvența clubului și își vor banii înapoi. Costel Lazar, directorul sportiv al Astrei, este de părere că giurgiuvenii vor depăși momentul și echipa nu va avea de suferit de pe urma problemelor administrative. Dacă se fac speculații, cei care le fac, probabil că se dorește amplificarea acestui procedeu. Dar în niciun caz la acest moment noi nu suntem puși în situația de a intra în insolvență. În ceea ce ne privesc datoriile în vederea obținerii licenței, acestea sunt achitate. Pe 20 mai la Giurgiu ar putea veni Steaua și Pandurii Târgu Jiu pentru a disputa finala Cupei Ligii pe stadionul Marina Nastasovici. Complexul sportiv îndeplinește toate condițiile, iar tribunele s-ar putea umple pentru prima oară. Nu avem certitudinea că această finală se va disputa la Giurgiu. Sunt, după câte știu, Liga Profesionistă urmează să hotărească și să aleagă unul din stadioanele mai apropiate Bucureștiului sau probabil un stadion din București. Este o posibilitate să fie Giurgiu. După părerea mea, întrunim condițiile și avem un stadion modern, dar, vă repet, Liga va alege locul de disputare. Deși regretă că nu au ajuns în ultimul act al Cupei Ligii, mai ales că ar fi putut juca în fața propriilor suporteri, giurgiuvenii se luptă în campionat cu Petrolul și ASEA Târgu Mureș pentru principalul obiectiv, locul 2. Reintră Fatai, sper să revină cât mai repede Șalibec, fiindcă au avut și o perioadă foarte grea, nu știu dacă îl voi folosi acum la acest joc, sau îți reține în lot, dar am jucători să fac un 11 și plus 7 jucători competitiv. Astra primește vizita lui CFR Cluj sâmbătă de la ora 18 în cadrul etapei cu numărul 24 din campionatul Ligii 1. Copiii se pregătesc pentru finala campionatului național de atletism care va avea loc în weekend. Cluburile giurgiuvene își trimit tinerile speranțe să lupte cu cei mai buni și să pună mâna pe medalii. Șanse la titlul național are Bianca Damian, care va arunca greutatea pentru aurul național.
Sâmbătă și duminică vor avea loc la București probele din cadrul etapei finale a campionatului național de atletism pentru copii. Cluburile giurgiuvene își trimit cei mai buni sportivi la competiție. Printre aceștia se vor afla și cei pregătiți de Viorica Țigău, care se află la început de drum. Câțiva dintre ei, într-adevăr, au experiență, au mai fost și anul trecut la competiții, dar la o competiție de sală doar anul acesta au participat. Cam 3-4 dintre ei, restul sunt la inițiere, cum se zice, într-un concurs național. Ajută aceste competiții pentru copilași în demersul încrederii în ei și a experienței. Copiii antrenați de Viorica Țigău vor concura la probele de 60 și 50 de metri plat, săritura în lungime și rezistență. Campionatul este rezervat sportivilor de categoriile de vârstă copii 1, copii 2 și copii 3. Avem câțiva sportivi la care avem așteptări, Mario Stan și Corina Ciobanu, care la campionatul național, care la etapă, faza de zonă, au obținut rezultate foarte bune, s-au clasat în primii 3 și Mario Stan în locul 4. Mari speranțe pentru medalia de aur vin din partea atletei Bianca Damian, care a obținut titlul național la aruncarea cu discul săptămâna trecută. De această dată, giurgiuveanca va participa la proba de aruncare a greutății, pentru care s-a calificat de pe prima poziție. Este un alt concurs și nu se știe niciodată. Mergem acolo cu speranțe mari, avem și încredere în urma acestui rezultat de săptămâna trecută. Speranța este să venim cu cel puțin încă o medalie, dacă nu chiar pe cea de aur, că de-aia mergem acolo să-i batem. Și copiii de la Dunărea Giurgiu vor participa la campionat. Dunărenii vor conta pe 8 sportivi care vor concura la probele de sprint și rezistență. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din sport. Faceți mișcare în fiecare zi, deoarece sportul înseamnă sănătate. La revedere!